Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Numele Adevărului. Suntem la finalul unei zi agitate. Nu știu dacă s-a terminat telenovela Grindeanu, Ponta, Dragnea, sau am ajuns doar la mijlocul acestei telenovele. Spun telenovelă pentru că, iată, audiența a fost maximă. Oamenii au stat și astăzi lângă televizoare cu ochii pe ceea ce se întâmplă în București, în politica de pe Dâmbovița. Până la urmă, guvernul Grindeanu a picat, moțiunea a trecut, urmează să fie desemnat un nou prim-ministru. Sunt unele informații venite din partea unui senator ALDE. Eu am discutat cu dumnealui imediat după ce s-a votat moțiunea, este vorba de senatorul Scarlatti Riza, iar una dintre informațiile furnizate de dumnealui s-a confirmat, este vorba de faptul că cei patru miniștri ALDE își vor păstra funcțiile și în viitorul guvern. Se schimbă, se pare, doar prim-ministrul. Iar cea de-a doua informație, că viitorul prim-ministru va veni din rândul senatorilor, va fi un senator apropiat și de Scarlatti Riza, spunea dumnealui, și de deputatul Weber de la PSD. O să vedem în zilele următoare cine este, vorba de un bărbat. O să vedem în zilele următoare cine este acel bărbat. Exista o informație că chiar președintele Senatului ar fi în cărți, domnul Tăriceanu. Avem în această seară doi invitați. Este vorba de doamna Denisa Șuță, vicepreședinte PNL Gorj. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Și Radu Miluță, președintele USR Gorj. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Cum vi s-a părut ceea ce s-a întâmplat? Vă așteptați la o surpriză astăzi în Parlament? PSD contra PSD. Am văzut astăzi Dar pot fi astfel de PSD și circ bun, PSD și răi? un astfel de circ în Parlament. Nu cred că reușea cineva să arate adevărata imagine a PSD mai bine decât au arătat-o ei singuri astăzi. Cred că orice ar fi spus orice reprezentant al opoziției nu ar fi fost atât de clar decât ceea ce s-a întâmplat astăzi. Practic, Liviu Dragnea a împietat pe Grindeanu și pe Victor Ponta, iar Grindeanu, la rândul său, a împietat pe șeful său de partid și pe ceilalți colegi. Practic, am avut întreaga imagine, întregul puzzle completat de cei doi și am văzut un PSD umil, niște parlamentari lipsiți de personalitate, niște miniștri care au votat astăzi în calitate, niște foști miniștri care au votat astăzi în calitate de parlamentari împotriva lor însăși. Ceea ce am văzut ține de teatrul absurdului și probabil că nu se va finaliza. Practic, motivul pentru care Liviu Dragnea a inițiat această moțiune de cenzură împotriva lui Liviu Dragnea, că practic Grindeanu și cabinetul său sunt cei girați de Liviu Dragnea, cei propuși de Liviu Dragnea, sunt cei care trebuiau să pună în aplicare programul de guvernare Da, Liviu da. Dragnea și pe care Grindeanu doar Dragnea știa nu l-a mai din ascultat scoarță la un moment în dat și. scoarță. Și să vii după 6 luni în care tu însuți să spui că, de fapt, acest guvern pe care tu l-ai girat și l-ai susținut este un guvern extrem de prost, care nu a reușit să-și pună în aplicare promisiunile din campania electorală, cred că mai bine de atât nu putea fi arătată imaginea acestui PSD. Astăzi și-a mai cizelat discursul, a spus că acest guvern a mers binișor, dar că nu este suficient acest lucru. Nu, a recunoscut Liviu Dragnea că a mințit în campania electorală și că a construit acest program fantasmagoric, pentru că dacă l-ar fi făcut binișor, nu ar fi obținut acel scor de aproape 50% la alegerile parlamentare. Asta a spus, că a venit cu un program fabulos pentru că a fi votat acest partid de Se către ia electorat. Sigur că ochii da. electoratului. Sigur că da.
faptul că acest program nu poate fi pus în aplicare, cred că deja este evident pentru toată lumea. Nu trebuia să vină Dragnea să ne spună că acest program nu poate fi pus în aplicare, indiferent cum se va numi premierul susținut de PSD. De altfel, inclusiv Sorin Grindeanu a spus că, indiferent cine ar fi numit premier, nu își va putea exercita această funcție, pentru că Liviu Dragnea face tot posibilul să dețină controlul asupra actului de guvernare. Dar era clar de la început că oricine va fi o păpușă așa, cu manevrată de Dragnea, de șeful partidului. Trebuia să-și asume până la urmă trebuia să conștientizeze acest lucru și să-și asume acest rol. Domnule Miruță, cum vedeți toată această poveste? Mie mi s-a părut o circotecă penibilă care, din nefericire, cred că o să mai și dureze. Și povestea asta cu circotecile, știți cum e, e acceptabilă. Dacă tu pui muzica, tu o asculti, tu joci, izolat de lume. Însă o parte din PSD pune muzica, cealaltă parte o ascultă și românii joacă. Asta mi se pare mie notabil și mi se pare extrem de periculos. Totuși, e destul de evident că ce se întâmplă acum în România, ce s-a întâmplat astăzi în Parlament și se întâmplă de câteva zile prin guvern, e strict rezultanta unor ambiții de nivel personal al lui Liviu Dragnea și al altor câtorva lideri din PSD. Extrem de grav, și repet și subliniez, extrem de grav mi se pare că ambițiile astea sunt de natură penală. Adică, mie mi se pare evident că ce încearcă ei e să modifice cumva codul penal și surprinzător e că ceilalți din PSD acceptă, surprinzător pentru lume, surprinzător pentru cealaltă parte a populației, cealaltă parte din PSD acceptă pentru că înșiși ei sunt beneficiarii acestor modificări. Da, nu toți, nu putem să generalizăm că toți au probleme penale. Majoritatea, însă unii sunt pasibili poate pe viitor, majoritatea poate că au, iar ceilalți ajută cu legii de partid, dacă mai sunt printre ei și câte unii care nu au astfel de probleme. De altfel, inclusiv Victor Ponta a spus astăzi că unii dintre colegii săi cu care îi erau prieteni și care îi promiseseră că sprijină guvernul Grindeanu, au fost amenințați cu dosare penale. Așa că... Dar unul dintre cei care și-a schimbat poziția e chiar Scarlatiriza, anunțase inițial că el nu va vota moțiunea, că va susține acest guvern, chiar oferise și o soluție ca Sorin Grindeanu să vină cu același număr de să păseze structura, să vină cu același număr de miniștri, 22 de la PSD, 4 de la ALDE. Dar iată că acum s-a sucit și a votat în favoarea moțiunii. Eu nu cunosc deontologia politică a domnului senator Scarlatiriza, însă mulți dintre cei de pe scena politică se sucesc în funcție de tabăra câștigătoare. Probabil că prin Parlament de dimineață se cam sugera ideea că o să treacă moțiunea. Pe de altă parte, nu cred că acești condamnabili din PSD ajungeau să discute moțiunea dacă nu erau siguri de câștigul ei. Și atunci, cei care eventual puteau înglina balanța, dar nu intraseră în cărțile finale, au schimbat macazul spre tabăra care va fi câștigătoare. Pentru că la ei opțiunea e foarte simplă. De ce să fiu împotriva celui care câștigă? Nu știu dacă și cazul dumnealui, că nu-l cunosc. Să aibă ulterior de suferit de percursiuni. Da, notați faptul că PSD nu a trecut această moțiune cu majoritatea membrilor lor, nici măcar cu majoritatea coaliției. Au trecut această moțiune cu aportul celor de la minorități. Ceea ce nu arată chiar un PSD atât de puternic. Adică se scindează sau care e semnalul? Nu știu ce fac, mie mi se pare scindat. Scindat cel puțin de societate dacă nu între ei intern. E de-a dreptul penibil să ții 400 de parlamentari, 460 de parlamentari, să ții câteva milioane de români, să blochezi lucrurile, să crească cursul valutar, să fie tot felul de întrebări de la investitori, să apară tot felul de modificări ale investițiilor pentru o ambiție de nivel absolut personal. Dumneavoastră credeți poezia aia fără limă, cum că nu e îndeplinit programul de guvernare? Haide totul să fim serioși, domnul Dragnea, știți cum flutura la el. Trebuia să spună și dumneavoastră niște cuvinte. Păi stați un pic, da, plecând de la premisa aceasta, peste 6 luni de zi, să spună aceleași cuvinte. Pentru programul de guvernare, dacă încearcă să ne îndeplinească sub forma asta în următoarele 6 luni, să spună ea de pe la DNA, probabil, altceva, sau Comisia Europeană. Până la urmă, credeți că miza asta a fost aceea de a viitorul guvern va avea acest rol principal de
a modifica cumva codul penal? Eu cred că da și nu cred în coincidențe. Să scape de pușcărie? S-a început cu ordonanța 13. Ordonanța 13 a fost un rateu rușinos. Au încercat să o panseze prin Parlament, să o dea sub formă de lege în Parlament. N-a prea reușit. Au încercat apoi să dea la Curtea Constituțională și chiar întâmplător astăzi mi se pare că a venit răspunsul cum că Parlamentul ar trebui să specifice un prag, pentru da. Abuzul în serviciu. Nici întâmplător nu mi se pare faptul că ieri domnului Dragnea i s-a amânat judecarea la Înalta Curte a procesului pentru care cred că vrea să modifice acest prag al abuzului în serviciu. Ieri a fost judecat și domnul Tărician, dacă nu mă înșel, a avut termen și Sebastian Ghiță sau cine a mai avut, mulți dintre ei fiind, mă rog, acuzați de încălcarea acestui articol care include abuzul în serviciu. Este evident că aceasta este o prioritate pentru PSD și acest lucru s-a văzut imediat după câștigarea alegerilor parlamentare. Și anume, Liviu Dragnea trebuie spălat și curățat de toate dosarele penale pentru a putea accede în această funcție pe care este evident că și-o dorește cu înverșunare. Și pentru că legea nu îi permite să fie premier, încearcă să schimbe legea. Mai mult decât atât, încearcă să spele de dosare penale toți apropiații și acoliții care îl pot ajuta în astfel de manevre, cum s-a întâmplat cea de astăzi la care am asistat cu toții oripilați. Este evident că nu se ia sub nicio formă în calcul ceea ce se întâmplă cu România și cu românii. Am văzut din nou astăzi, folosindu-se aceste cuvinte mari, popor, România, românii care ne-au votat, mi se par acești oameni de o meschinărie ieșită din comun. Nu au nicio treabă cu România, nu au nicio treabă cu românii, nu au treabă decât cu propriile lor buzunare și cu acapararea puterii într-un mod odios. De altfel, l-am studiat astăzi pe Liviu Dragnea, am studiat niște grimase extrem de, probabil că și alții dintre dumneavoastră le-ați văzut, observat, da, am văzut eu unele de sfidare, unele de disperare. A făcut cu ochiul unei tinere de acolo din Parlament, după exact, s-a terminat votul. Bun, din punctul meu de vedere, acest comportament este un comportament al unui individ care nu este stăpân pe ceea ce simte, nu își poate stăpâni emoțiile, a coborât în bănci unde a fost servit cu gumă de mestecat de colegele de Parlament și mai mult decât atât am observat o privire gen Gestapo, așa, în momentul în care parlamentarii votau această moțiune. Alături de Liviu Dragnea mai erau încă vreo trei persoane care îl secundau și care făceau același lucru și am observat că a impus frica în rândul parlamentarilor PSD pentru că toată lumea era temătoare. Toată lumea a votat la vedere, cu câteva excepții, pentru că se temea să nu piardă ceva. Unora li s-au promis funcții de miniștri sau de prim-miniștri, așa cum a spus și Dorin Grindeanu, care sunt convinsă că știa că s-a întâmplat acest lucru, iar altora probabil că li s-au tras cumva preșul de sub picioare și au fost amenințați cu dosare penale, așa cum a spus Victor Ponta. Nu că Sorin Grindeanu și Victor Ponta ar fi mai bun decât Dragnea și compania, pentru că și Ponta la rândul său ne-a arătat ce poate, ne-a arătat că și el tot în această lume cu apucături din astea dictatoriale, penale, sfidătoare, mitomane s-a învârtit, așa că nu am putea să avem încredere în vreunul dintre ei sau să credem ceea ce spun, însă împreună fiecare spune o parte de adevăr și împreună ne arată un tablou adevărat al acestui PSD care ține cu dinții de guvernare, care ține cu dinții să fie la putere, așa cum se întâmplă de 20 și ceva de ani. Până la urmă e normal că au fost votați de oameni, 48% au fost votați de 3 milioane de români.
Sociologii mi se pare totuși destul de periculos rezultatul astăzi din Parlament. De bine, de rău, aproape jumătate din Parlament e reprezentat de către acei oameni. Jumătate dintre români care au mers la vot, jumătate dintre români sunt reprezentați către acei parlamentari. Jumătate dintre români, așa cum sunt ei, sunt români, sunt concetățenii noștri, trebuie împărțim aceleași autorități, împărțim aceleași lucruri în România cu ei. E periculos că sunt reprezentați de oameni care sunt capabili, ei nu au limită. Deci sunt capabili să coboare la cea mai murdară speță, indiferent de miză. Am văzut oameni care au votat obligat la vedere, totuși suntem în Parlament și ar trebui să fie una dintre cele mai democrate instituții din România. Am văzut un șef al lor care a stat realmente ca la animale. Deci a stat, erau și camerele puse ale multor televiziuni, pe efectiv se dea la 3 metri între urne și între oamenii care veneau să ia bilele. Se numere acolo, să nu facă cineva greșeală. Dacă lor li se cere, e o problemă, dacă acceptă, e problema celor care acceptă. Liviu Dragnea avea interes personal penibil să facă așa ceva. Acei oameni din PSD, eu sunt vehement împotriva celor de la PSD, sunt cei care m-au făcut să intru în politică. Însă, cred că printre ei sunt și oameni nu neapărat de bună credință, cât oameni capabili intelectual. Unui om destul de profesionist în domeniul său de activitate să accepte o asemenea, adică de față cu toată lumea, de față cu toată România, să îi se spună să arate modul în care votează. Totuși, Liviu Dragnea l-a fi pus pe listă, dar el a luat voturile respective. Pe mine m-ar dezgusta ca cetățean care să fiu reprezentat de un asemenea parlamentar. Vă spun la modul cel mai sincer. Pentru că atunci toată lumea din România l-a votat pe Liviu Dragnea. Liviu Dragnea era pe listă și la Gorj, și la Mehedin, și la Vâlcea, și la Caraș. Fiecare județ a avut o listă de persoane. Lumea a votat persoane asociate acelui partid. Ele n-au nicio acolo, sunt impersonale. N-au nicio identitate în Parlament decât că poartă însemnul PSD, atât. Am avut un deputat, mă rog, avem încă un deputat de avem de mulți Gorj, PSD, care a votat și a mers și a stat chiar lângă acest guvern, lângă Sorin Grindeanu, lângă Ponta și ministrul care a rămas de la comunicații, vorba de Alin Văcaru. Da. Și a asumat până la urmă acest rol. Era evident. Se știu legăturile între cele două. Alin Văcaru îi datorează cariera și profesională, nu numai politică, da, pentru că practic să stea cu minte în banca lui acum, ca toți politicienii pătrund. PSD. Alin Văcaru a declarat de altfel că va susține pe Victor Ponta în acest diferend între PSD și PSD. Însă astăzi am văzut că s-a răzgândit și, din câte am înțeles, domnul Văcaru nu a votat. A și declarat că nu votează. S-a abținut. S-a abținut. Atunci înseamnă că e la opoziție. S-a abținut la vot. Nu înțeleg că este nehotărât. Domnul Văcaru, ca mulți alții din PSD Gorj, așteaptă să li se spună ce trebuie să facă. Și probabil că a fost, l-a luat gura pe dinainte, ca să spun așa, și a făcut niște declarații de dragul de a mai căpăta o ușoară notorietate în rândul opiniei publice, pentru că nu l-am văzut pe domnul Văcaru să vină cu proiecte de când este în Parlamentul României sau să vorbească despre proiecte. În schimb, a simțit probabil nevoia să-și facă simțită prezența acolo astfel. Este clar că nu se va încheia prea curând acest circ. Este foarte clar că îi va fi foarte greu lui Liviu Dragnea să găsească o persoană pe care să o numească premier, în condițiile în care știm foarte bine că a durat foarte mult până l-a găsit pe Sorin Grindeanu după ce Sevil Shaideh, mă rog, a fost în situația de a fi refuzată de președinte. Ca atare, cred că va dura destul de mult acest circ. Eu sunt curioasă dacă într-adevăr la consultările de luni de la președinție Liviu Dragnea va veni cu un nume. Și dacă acest nume va fi acceptat de președinte.
Pentru că Liviu Dragnea se află într-o situație fără precedent. Trebuie să găsească o persoană umilă, mai umilă decât Sorin Grindeanu. Nu știu dacă, cel puțin inițial, am considerat că este greu de găsit o persoană mai umilă și mai servilă decât, decât Sorin Grindeanu. Și Sorin Grindeanu inițial a fost destul în PSD. De umil. Păi tocmai asta spun, pentru că inițial s-a bucurat foarte mult că a primit acel Ciolănel, această funcție, a fost plimbat de mânuțe de Liviu Dragnea și de Tăriceanu și așa mai departe, a fost plimbat pe holurile Palatului Victoria. Nu cred că se aștepta Liviu Dragnea să mârâie domnul Grindeanu în momentul în care i-a luat osul. Dar iată că, nu știu dacă din proprie inițiativă sau ajutat de Victor Ponta și de ceilalți care au stat în spatele domnului Grindeanu, acesta a reacționat. Deci va fi foarte greu să găsească un personaj mai, mai umil. Există un prim-ministru? Mă rog, există eventual o listă a propunerilor. Ministrul acceptă președintele României. Da, bineînțeles. Există o listă a propunerilor? Probabil că funcția, adică funcția destul de atrăgătoare ca să o accepte oameni neprofesioniști, fără să stea pe gânduri. Și să-mi continui ideea, președintele a menționat faptul că va numi premierul care va fi un om corect și integru, ceea ce la fel va fi foarte greu pentru Liviu Dragnea să găsească în PSD. Faptul că ar avea 4, 5, 6 nume pe o listă, este evident că probabil că are aceste nume. Unele am înțeles că le-a propus pentru votul de astăzi din Parlament. Unora le-a promis în schimbul votului din Parlament că vor fi premieri. Însă nu cred că mai crede cineva în ce spune Liviu Dragnea. Ne oprim aici cu prima parte a emisiunii. Urmează o scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem după câteva minute. Ne-am întors la emisiunea Numele Adevărului. Discutăm în această seară cu Radu Miluță, președintele USR Gorj, și Denisa Șuță, vicepreședintele PNL Gorj. Ce credibilitate are Liviu Dragnea în situația de față? În urmă cu câteva săptămâni spunea că guvernul are rezultate foarte bune, acum a dat de pământ cu Sorin Grindeanu. Peste câteva zile, cine știe cu ce variantă de prim-ministru vine, poate ne trezim din nou în aceeași situație, să nu-i asculte ordinele, să-l schimbe. Liviu Dragnea nu mai are credibilitate din perspectiva mea de mult. Nu știu nici în partid cât de mult are. Rezultatul e că încă mai trage sforile în partid, cu cuțitul la spate, ce face el pe acolo, cum poate manipula parlamentarii PSD-ului, nu știu ce te manipulează. Eu mă gândesc la altceva, că Liviu Dragnea e în spatele acelor butoane, apasă pe ele, însă va fi un premier. Șanse destul de mari ca acel premier să fie din partea coaliției PSD-ALDE. Eu mă gândesc la credibilitatea acelui premier. Vrând nevrând va reprezenta România în diverse ipostaze. Va semna ordonanțe pentru statul român. Ce credibilitate mai are o persoană care în contextul actual vine să ocupe un scaun despre care s-au spus și s-au evidențiat atât de multe situații penibile? E clar că una dintre caracteristicile principale a acelui viitor premier trebuie să fie o persoană umilă care nu are nicio reprezentativitate și niciun punct de decizie. Și înseamnă că acea persoană va fi o persoană slab pregătită, pentru că... Nu știu dacă e neapărat disjunctă povestea cu slab pregătită sau umilă. Sunt conotații diferite, sunt persoane, în principal, da, sunt persoane bine pregătite, care sunt umile. Cred că va alege o persoană din, să respecte aceste condiții, din primul eșalon al politicii, nu? Da. Cred că nimeni nu așteaptă să se facă de râs în acea funcție. Mi se pare foarte grav că s-ar putea întâmpla ca persoana aia să fie o persoană în regulă. Nici cea mai profesionistă persoană care în contextul de zilelor acestea va veni pe poziția de premier, va pleca din start un deficit extrem de mare de credibilitate. Se știe că Liviu Dragnea, care dintr-o ambiție personală a schimbat un guvern și a dus România în derizoriu și o va mai duce o perioadă de timp, a schimbat un premier fiindcă acest premier nu i-a fost supus, pe motive de nesupunere, va numi o altă persoană mai dârză decât cea pe care a dat-o afară din motive de nesupunere. Deci dacă va fi o persoană demnă, va pleca cu un deficit extrem de mare de necredibilitate, deficit de credibilitate,
tocmai pentru că a acceptat un târg cu astfel de condiții. PNL-ul ce eu crede? Nu cred că Liviu Dragnea s-a bucurat vreodată de credibilitate. Da, tocmai asta toate că aceste... el a fost votat, acest program făcut de PSD. Este un de... program fantasmagoric. Oamenii cu care ei au încercat să iau ochii oamenilor și să-i mintă. S-a demonstrat că este un program mincinos, că au mințit, inclusiv ei sunt cei care au venit și au spus că nu-l pot pune în aplicare. Miniștrii lor au venit, cei care au trecut evaluarea, apropo, Olguța Vasilescu a fost evaluată pozitiv, deși în dreptul ei Vulcov scrisese zero măsuri implementate, dar cu toate astea a fost evaluată pozitiv, ca să înțelegem și despre ce este vorba cu această evaluare, care tot pe criterii de filiație și de supușenie și nu mai vorbesc de alt tip de relații între acești miniștri și Liviu Dragnea. Bun, Olguța Vasilescu a spus că nu pot fi mărite salariile, că nu poate fi implementată legea salarizării unitare așa cum au promis în campanie electorală, ministrul că vor face și ministrul de finanțe, că vor face acest lucru în 2018, până la urmă o să-l facă în 2020, până la urmă nu o să-l facă deloc. Au venit de asemenea și au spus ceea ce nu pot face. Era evident pentru orice om care are puțină educație economică că acest program este o utopie, este o fantasmagorie, nu poate fi pus în aplicare pentru că nu există resursele financiare. Iar în campanie electorală nu l-a întrebat nimeni pe Liviu Dragnea cum construiește bugetul astfel încât acest program să fie viabil și sustenabil. Cu niște cuvinte. Nu l-a întrebat nimeni. Cum faceți, fraților, lucrul ăsta? De unde luați? Că dacă atât e bugetul, de unde luați? Da, gândiți-vă că mai e o variantă la care mă gândesc acum și care nu m-ar mirea în tonul discuțiilor care le-am văzut în aceste zile. Liviu Dragnea din 7 luni să schimbe guvernul, fiindcă acel guvern n-a putut să ducă la îndeplinire marele lui program, da. Iar după cicluri din astea incluse într-un regim de 4 ani, după ce schimbă 6-7 guverne, spun, domnule, programul meu a fost foarte bun, ce care am avut eu acum nu au fost în stare să ducă la îndeplinire, eu în continuare sunt bun. Da, oamenii mei n-au fost serioși. Da, înseamnă că și el și-a asumat anumite responsabilități, că n-a ales oamenii care trebuie să... Evident, dar aceeași responsabilitate era și astăzi. Adică mi se pare că a fost taxat... Și cu 6 luni înainte, de altfel. Adică, uitați-vă la interacțiunile lui cu societatea. Când a fost ordonanța 13, spunea că el e în Miami sau pe unde era prin America, spunea că nu știe. Când au fost discuțiile acelea extrem de îngrijorătoare cu DMR-ul de alaltă ieri, spunea că el nu știe despre ele. Adică este un individ care a demonstrat că chiar nu știe ce se întâmplă cu lucrurile pe care el le orchestrează, dar eu mă gândesc și la votanții PSD-ului pe care îi respect, sunt oameni, sunt vecini de-ai noștri. Oare chiar nu realizează lucruri atât de evidente? Eu mă gândesc că aceste persoane măcar acum au căzut pe gânduri. Deci măcar au început să-și pune semne de întrebare. Votanții PSD nu mai sunt chiar așa de mulți și mulți și s-a văzut asta la alegerile votanții PSD locale. Au trimis în Parlament un număr de vreo 200 și ceva de parlamentari, asociat la vreo 3 milioane de voturi. Ceea ce e extrem de mult. Acel 48% sau cât a luat PSD-ul în alegerile da, din decembrie. Da, dar 3 milioane de români nu este dar, foarte mult. Dar să ne înțelegem că prezența la vot e aceeași. E cam aceeași din nefericire. Dar vă dați seama dacă a câștigat PSD-ul în... Timiș și în a câștigat, alte dar cu o diferență foarte mică și a câștigat primării. Trebuie să acceptăm rezultatul votului. Nu, eu sunt la alegerile parlamentare. Și la parlamentare cu o diferență foarte mică, însă oricum nu cred că în Ardeal situația poate să rămână astfel. Domnule, eu făcut defilare de forță azi în asta, s-a întâmplat asta la alegerile parlamentare exact pe acest absenteism la vot. Și vă reamintesc faptul că la alegerile trecute 3 milioane de români au ales PSD-ul, iar Klaus Iohannis a fost ales de 6 milioane de români.
Deci este evident că nu au avut electoratul de dreapta o motivare să iasă la vot, lucru care s-a întâmplat de această dată în Ardeal. Motivarea, adică n-a avut un lider, da, opoziție. PSD-ul începe să decadă. Însă povestea cu Klaus Iohannis versus PSD nu e chiar relevantă, nici din punct de vedere al unei matematici elementare. Pentru că... Nu, de ce? Pentru că Klaus Iohannis a luat 6 milioane de voturi în competiție cu două persoane, pe când PSD a luat un număr de voturi în competiție cu 7 partide. Nu, discutam despre motivarea electoratului de a ieși la vot. Nu, spuneați un număr de voturi pentru Klaus Iohannis când a candidat doar el cu Victor Ponta și oamenii au ales A sau B, și de un număr de voturi luat de PSD când a candidat PSD, PMP, PNL, UDMR și așa mai departe. Și atunci, da, voturile se mai împart. Prezența la vot e cam aceeași, din nefericire, la un număr foarte mic. Și la parlamentare, și la locale, și la prezidențiale, un pic mai mare. Un pic mai și a mare. Fost votat masiv de cei de români plecați în afară. Actualul președinte. Facem analiza aceasta a voturilor, știți cum e, doar ca să ne mai unge noi câte o rană. Rezultatul e că a luat un număr de voturi care i-a permis astăzi un tupeu fantastic de a se plimba prin Parlament de față cu 4-5 partide politice, spun, n-aveți ce ne face. Asta a fost oglinda de astăzi. Ocupă în Parlament o felie din aia de bănci extrem de mare. Ce problema poate... e ca oamenii să realizeze că ceea ce trimite ei acolo nu e chiar normal. Și decid, de altfel, acea felie este cea care decide pentru toată România și pentru toți românii, chiar și pentru aceia care nu s-au prezentat la vot să-și exprime opțiunea, din păcate. Și de aceea cred că pentru ca această țară să se însănătoșească din toate punctele de vedere, este foarte important ca oamenii să-și exercite dreptul la vot. Să-și exercite dreptul la vot, pentru că altfel votează doar unii dar pentru toată lumea. Dar să vină să fie și candidații care să... Din perspectiva membrului unui partid politic, eu îmi fac o autovinovăție. E și vina oamenilor, dar e și vina candidaților politici. Uitați-vă în primul rând a candidaților. Uitați-vă la un nivel superior. PNL n-a votat astăzi, avea drept să voteze. USR n-a votat astăzi, avea drept să voteze. Ne supărăm pe oameni că nu votează. Ei au votat asta și sunt parlamentari și se presupune că au o viziune mai amplă asupra culturii civice. Este foarte adevărat, dar asta cred că era cazul să fie o atitudine, pentru că nu cred că partidele serioase trebuie să se amestece în răfuielile personale da, ale acestor clanuri de tip mafiot. E foarte adevărat, între aceeași... Ponta și Dragnea și între oamenii aceia au fost trimiși în Parlament, parlamentarii PNL, ca să voteze proiecte serioase, să susțină lucruri deci, serioase. Teoretic, vă dau nu dumneavoastră, să facă însă... hatârul lui Liviu Dragnea. Dacă sunt în platou cu dumneavoastră, mă rog, pot să fiu sau pot să nu fiu de acord. Cu povestea parlamentară nu vă dau dreptate. Nu vă dau dreptate din punctul meu de vedere și fără a dori să vă acuz pe dumneavoastră, că acuzați oamenii care nu merg la vot. Și eu sunt nemulțumit de ei, dar stau să mă gândesc de ce nu merg eu la cei oameni, oameni la vot. Dar am spus merg la vot că se uită la cine e acolo. Iasă. Ăla nu-i bun, ăla nu-i bun, ăla nu-i bun. Dacă din când în când văd câte unul bun, zic, doamne, nici nu mai cred că ăsta e bun, că atât de mulți am văzut care spuneau povestea lui de ani de zile, încât nu mai am încredere. Nu, e și povestea candidaților. A fost o problemă și de candidați, de lideri, pentru că, haideți să luăm alegerile trecute, PNL a venit cu domnul acela de la București, mă rog. Nu este vorba de asta, sunt și a pierdut, sunt a pierdut grav persoane de tot. Care sunt pe liste, dar sunt și în același timp programe care pot fi votate, sunt de asemenea activități în care Partidul Național Liberal de nenumărate ori a chemat oamenii să ia parte la aceste proiecte și la elaborarea lor. Nu putem să nu recunoaștem într-adevăr că a fost o greșeală de strategie și de la alegerile parlamentare și la alegerile locale din partea Partidului Național Liberal, însă acest lucru se datorează și faptului că noi veneam după o fuziune care nu se încheiase. În ambele partide care au format Partidul Național Liberal după această fuziune erau diverse persoane ancorate în trecut cu orgolii care nu puteau practic să formeze o echipă și ca atare acest lucru s-a văzut. S-a văzut această conducere, că această conducere bicefală nu a putut aduce oamenii într-un numitor comun.
Au fost niște lucruri care au fost analizate și despre care s-a discutat. Și oamenii de valoare cam stau departe de politică, nu prea s-au băgat în această mocirlă. Și poate și de asta poate se confundă partidele cu o lipsă de candidați. Dar e validă din punctul meu de vedere. Oamenii care merg la vot trebuie să treacă peste unu-două cicluri electorale, la care să participe doar oameni de foarte bună credință. Să se pornească acea inerție a alegătorului în care vede de două, trei ori candidați de foarte bună calitate. Și zic, domne, uite, stai un pic, hai să merg și eu la vot, că uite, oamenii ăștia s-ar putea întâmpla cam oricare dintre ei ar ieși să fie o variantă bună. Dacă e de data asta, văd niște liste cu oameni, mă rog, incalificabili pentru a reprezenta atâta populație. Dacă peste un an de zile la parlamentare văd același lucru, dacă pe listele de consilieri văd același lucru și dacă toate astea din 4-4 ani, eu le dau dreptate. Dacă nu sunt neapărat oamenii de vină, ci sunt politicienii de vină. Mai exista un scenariu aruncat astăzi pe piață că președintele Iohannis ar putea să declanșeze, există această posibilitate la îndemâna dumnealui să declanșeze alegeri anticipate, să refuze propunerea partidelor, să numească, să propună pentru Parlament un candidat, acel candidat să fie refuzat de Parlament, să nu fie votat de două ori și e apoi adevărat, să urmeze... Din câte știu eu, ultima mutare e la Parlament, adică președintele poate propune în urma consultării cu partidele politice două persoane care să fie refuzate de către Parlament, după care el poate să propună una fără să mai vină propunerea din partea partidelor politice, pe care Parlamentul, dacă nu greșesc, trebuie să-l accepte, parlamentari în sine. Iar parlamentarii în sine, cât de disperați după putere sunt, nu cred eu că să voteze să-și piardă ei scaunul, fiindcă dacă nu vor vota, se va dizolva implicit adică Parlamentul. Adică nu cred că și președintele Iohannis va avea așa un rol decorativ, ca și cât te duci la funcționarul statului să-ți pună o ștampilă pe o hârtie și gata să-i dea să pleci mai departe. Eu cred că președintele Iohannis va propune o persoană din coaliția de guvernare, dar foarte incomodă acelor persoane. Eu mă gândeam la domnul Chirică de pe la Iași. Cum va fi? Se va termina povestea asta? Sau se va termina. Constituția prevede niște secvențe care sunt 3-4, dar au finalitate. Nu e o buclă infinită. Da, se va întâmpla. Există o procedură. Se vor duce cu o propunere la președintele Iohannis, care poate să accepte sau nu acea propunere. Dacă nu acceptă acea propunere, partidele se vor duce cu o nouă propunere către președintele țării, care are posibilitatea de a accepta această două propunere sau o poate refuza. În condițiile în care nu este de acord nici cu această două propunere, președintele țării poate să vină cu o propunere către Parlament. Această propunere poate fi sau nu votată de Parlament. Președintele mai are posibilitatea unei noi propuneri, cea de-a doua, și din nou Parlamentul este cel care o acceptă sau nu, iar în situația în care Parlamentul nu acceptă nici această a doua propunere, se declanșează alegeri anticipate. Dar eu nu cred că această procedură va ajunge la final și la alegeri anticipate. Cred că până la urmă se va găsi o persoană care să fie acceptată de președinte și eu de majoritatea parlamentară. Eu cred că interacțiunea coaliției actuale cu președinția nu se fie una simplă. Evident că nu va fi una simplă. Președinția o să le bage niște bețe care vor fi înghițite mai întregi. Dar, spre deosebire de Liviu Dragnea, președintele țării va trata cu responsabilitate acest lucru și va lua în calcul inclusiv faptul că astăzi s-au făcut tranzacții pe piața interbancară cu euro la 4,6. Ceea ce se va prelungi această criză, probabil că se va ajunge... A scăzut puțin în timpul dezbaterii, moțiunii, după care a depășit acest prag, un prag e istoric. Este și foarte periculos. Că în lumea financiară, atunci când apare o astfel de sincopă, crește brusc. Se devalorizează brusc leu. După ce problema e rezolvată, scăderea nu mai e bruscă. Adică nu înseamnă că dacă mâine se rezolvă problema și se rezolvă mai bine decât a fost înainte, va scădea brusc. Iar asta e un bolovan pe care îl cari după picioarele tale o perioadă destul de îndelungată. De asta spuneam că circoteca pe care o fac cei de la PSD, ei joacă, ei cântă, dar de fapt plătește poporul. Cei afectați sunt oamenii. Dacă s-ar duce în vârful muntelui și ar dea în cap acolo până ar muri, să fie, mă rog, țărâna ușoară. Dar dacă se întâmplă povestea asta pe
neajunsurile oamenilor și pe interacțiunea la nivel internațional, deja mi se pare că sunt irresponsabili. Și nu numai în raport cu euro a scăzut leul, a scăzut și în raport cu alte valute. Da, gândiți-vă și la companiile internaționale. Mai periculos, nu mai vorbim despre investitori. Pe care toți ni le dorim în România, ni le dorim și pe plan local, ni le dorim și pe plan național. Oamenii acolo sunt corporații cu fonduri de investiții în spate de 10 la puterea multă, multe zerouri. Și mai ales că impresia că în această perioadă președintele Iohannis a făcut, să spun așa, o imagine României în afară. El a fost prezent în peste tot, în Statele Unite, în Germania. Este președintele cel care face. Dar cu ce te duci acolo? Cu ce te prezinți în spate, în fața liderilor mondiali? Efectiv, e un impact major și financiar. Eu vă spun, mă rog, ceea ce cunosc, corporațiile mari țin banii peste noapte în conturi, doar pentru că au informații că a doua zi se schimbă paritatea la valută. Pentru că tranzacționând sume foarte mari de bani, și noi când mergem să schimbăm pe la case de schimb valutar, ne uităm la 2-3. La sume foarte mari de bani, îi țin banii peste noapte, dau delegația a doua zi sau salariile a doua zi, mă rog, salariul nu intră în discuție, pentru a câștiga la acel joc. Gândiți-vă actualmente câtă predictibilitate și câtă credibilitate mai poate fi pentru un investitor să vină să discute despre ceva în România. Poate în momentul în care noi discutăm, erau oameni care aveau România pe o harta unor posibile țări în care să vină să vadă despre ce e vorba. Evident că acum o ocolesc. O ocolesc cu ocazia asta, au mai ocolit-o cu ocazia Ordonanței 13, au mai ocolit-o vreo 2-3 luni când au văzut acele imagini cu 600.000 de oameni în stradă, o mai oculesc o săptămână pentru că o să apară un ping-pong cu președinția și tot, hai că o să spună bine, oculesc o dată, vin săptămâna viitoare că se rezolvă, dar se pare că România e... Imaginea aceea, nu știu dacă chiar a făcut rău României cu acele lanterne, zeci de mii de lanterne aprinse, a fost un simbol pentru toată lumea, știu că... Da, a fost o chestie de apreciat pentru că românii nu înghit chiar absolut orice. Însă să știți că cei care vin să cheltuiască bani în România nu se prea uită neapărat la cultura poporului român. Ei se uită la un câștig personal. La asta și la stabilitate. Deci dacă nu ai o stabilitate economică și politică în țara ta, nu poți să aștepți să vină investitori, pentru că ei vin pe o piață sigură. Se laudă... Nu vin... să piardă niște bani în România. Niște bani, da. Se laudă prim-ministru, se laudă și toți membrii cabinetului că au agenda foarte încărcată cu întâlniri, care mai pompoase. Ce se întâmplă în zilele astea? Agenda ar trebui să fie la fel de încărcată. Oamenii vin fiindcă au program, li se spune de către cabinetul lor, știți cum e, în România ați ajuns, dar merge să vizitați Bucureștiul, fiindcă n-aveți cu cine să mai vorbiți. Toate chestiile astea s-ar putea să... Și conteze. Asta și plus ceea ce se întâmplă mai jos la nivel local, când toate proiectele sunt blocate practic, pentru că nu avem un ministru care să semneze contractele de finanțare pentru proiectele aflate în derulare. Nu s-a blocat chiar. Nu s-a blocat din nou, pentru că nu există. A suspendat, a eliberat acest secretar de stat, dacă vă referiți la PNDL. Da, 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 da. Așa că nu are cine aveam să... Și noi un proiect nu acolo, are cine să semneze. Căi eroilor. Sunt mai multe proiecte acolo, să știți că nu numai Primăria Municipiului Târgu Jiu a depus proiecte. Sunt mai mulți primari liberali care au depus pe PNDL și probabil că sunt și de la PSD. Cu toții așteaptă să primească finanțare pentru respectivele proiecte, pentru că până la urmă sunt banii lucruri pentru comunitate. Sunt banii țării, nu contează de unde e primarul. Nu sunt ai PSD-ului. E ca și cum dumneavoastră mergeți la bancă, la contul dumneavoastră și vă spune ofițerul bancar că nu vă poate da banii care sunt ai dumneavoastră. Și ce mi se pare interesant, că tot vorbim de fonduri și nu mi-aduc aminte la nivel primăriei Târgu Jiu să se mai fi aprobat un proiect pe fonduri europene, iar cei din Tizman au reușit un proiect de amenajare unui parc de vreo 2 milioane de euro pe fonduri europene. Mai sunt primării, nu doar Tizman. Știu că am scris de acum recent. Dar nu știu ce se întâmplă la Novaci. Sunt foarte multe investiții pe fonduri europene. Ba de fier, știu că a accesat pentru modernizarea străzilor din Rânca, tot la fel un proiect. Acolo o altă discuție, putem face altă emisiune. Că... Haideți să revenim, pentru că am câteva minute la dispoziție și aș vrea să vă întreb dacă s-ar putea forma o nouă majoritate în Parlament. S-a văzut astăzi că majoritatea PSD nu este foarte evidentă, foarte puternică.
au mai existat unele trădări, ruperi din rândul PSD-istului. Victor Ponta, clar, a format și Daniel Constantin o formațiune în care a atras câțiva parlamentari. Da. Da, este foarte adevărat. Nu mai au o majoritate stabilă, confortabilă, domnii de la PSD-ALDE, pentru că din ambele partide încep să plece parlamentari. De la ALDE deja au plecat câțiva, sunt convinsă că vor pleca și de la PSD câțiva cu Victor Ponta. De altfel, aici din nou minoritățile joacă un rol extrem de important, ceea ce nu este tocmai confortabil pentru niciunul dintre partidele politice care s-ar gândi să creeze o majoritate în Parlament, pentru că cel puțin astăzi votul minorităților naționale altele decât cele maghiare și declarația domnului Pambukcian pe mine m-au stupefiat. Dumnealui a declarat că a votat la întâmplare, că nici nu știe ce a votat, că a arătat unui parlamentar USR, că a luat bilele, le-a mișcat puțin în mâini și apoi le-a pus fără să știe cum a votat. Aceasta mie mi se pare o irresponsabilitate. Bun, nu știe cum a votat, dar de fapt a ieșit votul. Adică... Alba-Neagra, nu? Că era un joc cu Alba-Neagra. Da, nu, era o miză pentru ei, că nu, ok, dar dacă nu e o miză, nu votezi. Dar ei a fost evident că au votat pentru trecerea moțiunii. Că pentru... de asta a și trecut, pentru că cele 15 voturi ale minorităților, altele decât maghiare, a făcut diferența. Iar în privința UDMR au avut o problemă de moralitate astăzi, din punctul meu de vedere, după ce au încercat să-și treacă acele acte normative dureroase pentru cap, România. Și nu mai votau ei, care erau mai mulți decât UDMR. Și pentru că parlamentarii PSD au făcut scandalul lui Liviu Dragnea și au spus că vor pericol, să vândă integritatea țării. Eu nu pot să vorbesc niciodată de moralitate la PSD sau la UDMR. Se știe că UDMR e soluția imorală, tradițională. E varianta tradițională pentru care tot românii sunt vinovați, fiindcă dacă ar merge populația într-un număr mai mare la vot, ei tot acel număr de voturi vor lua și va reprezenta un procent mai mic care nu le va mai da drept să ajungă în Parlament. Deci e vina așa noastră că nu mergem la vot. În ceea ce privește majoritatea din Parlament, da, mi se pare un pic... Ar fi o temă de campanie asta cu în campania viitoare electorală, ca românii să prindă într-un număr mai mare la vot. Da, dar trebuie disipată la nivelul întregii țări, mai puțin celor prin 4 județe. Și așa e destul de greu de comunicat dacă ei nu cred în povestea respectivă, mă refer la candidații. Știu că din ce în ce mai au obținut un procent din ce în ce mai mic. Deci procentul lor de numărul lor de oameni care vin la vot e fix. Ei au un număr fix. Dacă acel număr fix intră într-o mulțime de oameni mai mulți care vin la vot, devine diluat ca procent. Înainte obțineau 7-8%, acum știu că în jur de 6 sau cât au obținut, ceva genul acesta. Cam 7, știu că am obținut tot timpul. Vis-a-vis de povestea cu PSD, da, e o speranță din punctul meu de vedere că lucrurile se mișcă pe acolo, pe la ei n-au avut o majoritate prin care să rezolve ei problema astăzi. Cred că guvernul va fi dat tot de către această coaliție, pentru că, sigur, toate celelalte partide, dacă ar acapara și o parte din ALDE sau din nemulțumiții PSD, ar deveni poate majoritari. Însă e greu să se înțeleagă. Deja e PMP, PNL, USR, UDMR, e cam complicat. Și e greu de coabitat cu Traian. Dar este foarte important să poată fi făcută o majoritate măcar pe proiecte, măcar pe amendamente. Este foarte important ca în momentul în care se depune un proiect important pentru România, aceste forțe să poată să voteze pe proiect. Problema în Parlament e că sunt puțin parlamentari și rare sunt situații în care vin o propunere de proiect extrem de bun. Pentru că eu cred că la un proiect extrem de bun votează și parlamentari din opoziție. Sunt lucruri, evident, benefice pentru România. Da, dar nu o majoritate. Și pot să vă dau exemplu situația de ieri din plenul Camerei Deputaților,
când nu au trecut niște amendamente importante și până la urmă au fost scos de sub incidența ordonanței 109/2011 privind guvernanța corporativă Exim Bank și CEC ca instituții, nu este reclamă că sunt instituții de stat și în comisii au fost introdusă o modificare prin care sunt excluse de sub incidența acestei ordonanțe și alte companii de stat, printre care și Complexul Energetic Oltenia. Singurul deputat PNL, domnul Dan Vâlceanu, a susținut acest amendament în plenul Camerei și nu a obținut decât 83 de voturi pentru, adică parlamentarii din opoziție. De asemenea, un alt amendament care a fost discutat tot de către domnul Dan Vâlceanu a fost cel privind de evaluarea la impozitarea clădirilor nerezidențiale. De asemenea, n-a trecut. Însă parlamentarii de guvern nu i-am prea văzut înghesuiți pe la tribuna parlamentului și nu i-am prea văzut nici înghesuiți cu propunerea pe de Dan Vâlceanu. Să știți că l-ați văzut și dacă nu l-ați văzut, o să vă transmit eu linkurile de pe Facebook-ul Partidului Național Liberal, unde majoritatea intervențiilor domnului președinte Dan Vâlceanu, Parlamentul României, sunt trebuie să ne oprim aici, timpul s-a încheiat din păcate, telenovela continuă, doamnelor și domnilor, urmărim în continuare ceea ce se întâmplă. Mulțumesc că ați fost alături de noi, vă doresc o seară plăcută în continuare.